De 27 de ani a ajuns la spitalul din Deva după ce a fost mușcat de o viperă în munții retezat. Au fost alertați salvamontiștii și un echipaj de la Salvamont Hunedoara a urcat 3 ore pe jos până la victima care avea nevoie de ajutor. Dar, din fericire, au reușit să-i administreze la timp serul antiviperin. Colega mea, Adelina Anei, ne spune mai multe. Bun găsit, tânărul de 27 de ani făcea activități de cercetare în munții retezat când, la un moment dat, o viperă l-a mușcat de gleznă. Imediat, cinci salvatori au pornit pe munte în căutarea tânărului. Din cauza zonei cu acces dificil, salvamontiști au fost nevoiți să meargă pe jos până au ajuns la victimă. i au administrat ser antiviperin și l-au stabilizat, după care l-au coborât de pe munte pe o targă și a fost transportat la spitalul județean Deva. Pentru că astăzi se simțea bine, acesta a și fost externat. Mușcătura de viperă poate fi mortală, iar specialiștii atrag atenția ca cei care se aventurează pe munte să fie cu băgare de seamă și să nu deranjeze viperele. Acestea atacă doar dacă sunt deranjate. Iar tânărul nu este singura victimă. Săptămâna trecută, un cioban de 65 de ani a fost și el mușcat tot în munții retezat. Atunci, pentru salvarea lui, a fost nevoie de intervenția unui elicopter smurt.